Mi-e greu să cred că au trecut 29 de ani de când m-am rupt de comunism și 18 de când a fost împușcat tiranul din cauza căruia am fost obligat să-mi părăsesc țara natală. Parcă a fost ieri. În aprilie 1978, Ceaușescu m-a însărcinat să-i creez o casă prezidențială după modelul Casei Albe și m-a luat apoi cu el în vizitele de stat pe care le-a făcut în SUA și Anglia. Acolo am fost împreună zi și noapte și s-a creat o intimitate dezgustătoare între noi. La 22 iulie 1978, Ceaușescu m-a chemat la Neptun și mi-a ordonat să organizez asasinarea dușmanului său principal, Noel Bernard, directorul programului în limba română a Europei Libere. Asta mi-a umplut paharul. În toți anii în care am lucrat pentru Departamentul de Informații Externe, am comis fapte reprobabile, ca orice securist, dar nu am fost implicat în omoruri. A doua zi am plecat la Bonn cu un mesaj din partea lui Ceaușescu pentru cancelarul german Helmut Schmidt și acolo am cerut azil politic Guvernului Statelor Unite. Într-o scrisoare deschisă adresată fetei mele, Dana, publicată în ziarul Le Monde, mi-am exprimat convingerea că îi va fi mai ușor fără tată decât cu un tată criminal. După iulie 1978, am cooperat cu autoritățile Statelor Unite și ale altor țări NATO pentru a contracara acțiuni teroriste, diversioniste și de spionaj organizate de diverse țări comuniste. De atunci, Ceaușescu n-a mai pus niciodată piciorul într-o țară NATO. În noaptea de 21 decembrie 1989 am primit un telefon de la șeful comandamentului pentru România, ce fusese constituit de urgență în Departamentul de Stat al SUA. V-au arestat fata, domnule general, am auzit de la celălalt capăt al firului. Au luat și pe soțul și socrii Danei, a adăugat interlocutorul. În patru mașini, Dana, Radu și părinții lui au fost transportați de securitate la Călăraș, unde li s-a dat de înțeles că vor fi împușcați și cadavrele lor vor fi depuse la graniță pentru a simula că au vrut să fugă din țară. Acolo i-a prins vestea cea mare. Când au auzit la radio că Ceaușescu a fugit, cei 20 de securiști care îi păzeau au dispărut ca șobolanii. Reîntorși la București, Dana și Radu au constatat că mașina securității, care fusese parcată în fața casei lor 11 ani, a fost de asemenea abandonată. Aparent, comunismul s-a prăbușit tot atât de instantaneu. În realitate însă, colapsul său a fost rezultatul unui lung război internațional în care au pierit milioane. Potrivit unor cercuri oficiale române, aș fi pierit și eu. Prima oară, în 1982, când am fost chipurile omorât de securitate într-o stație de metro din New York. În 1993, după ce am publicat moștenirea Kremlinului, am fost asasinat din nou, tot în New York. Am fost apoi executat încă o dată, în 1999, după ce am publicat Cartea Neagră a Securității. Nu mi-este ușor să vorbesc cu unor ascultători ce sunt îndoctrinați și azi de autoritățile și politicienii țării cu ideea că cei care au sprijinit lupta Statelor Unite și NATO împotriva comunismului și-au trădat țara. Am plătit însă cu două condamnări la moarte dreptul la liberă exprimare și nu renunț la el. Nu sunt o mumie cu vată în nas, cum mă prezintă și azi unele posturi de televiziune din București. Trăiesc și mă străduiesc să-mi onorez atât țara adoptivă, cât și pe cea natală. Noua mea carte, Programa să ucidă, care documentează în sfârșit mâna Moscovei în asasinarea președintelui Kennedy, este dovadă vie. Sunt convins că noua generație de români, care se străduie acum să dea țării o nouă ființă națională, se va mândri cândva cu ea. De aceea mă adresez acestei noi generații. Uniți-vă! Noi,
cei care am dărâmat trecutul, nu ne-am putut uni în văzul lumii. Voi, cei ce construiți viitorul, puteți. Uniți-vă! Numai uniți veți putea reconstrui România. Numai uniți veți putea curma corupția din viața politică și din aparatul de stat. Numai uniți veți putea elimina din Parlament pe cei care trăiesc azi în trecut. Numai uniți veți scăpa de vadimiștii care amenință că vor linșa pe cei ce vor îndrăzni să expună crimele comunismului. Numai uniți veți putea debarasa țara de cei care ascund de 5 decenii crimele securității, tot așa cum Kremlinul ascunde de 44 de ani rolul KGB-ului în asasinarea unuia din cei mai populari președinți ai Statelor Unite. Uniți-vă! Luați viitorul în mâinile voastre! Faceți din București un nou Petit Paris și transformați România într-un alt epicentru al Europei. Vă doresc din inimă succes cât mai deplin!